Bine v-am regăsit! A venit momentul să vă prezint noua mea mașină de zi cu zi, Mercedes-Benz GLC 300D. Asta este prezentarea, urmează multe materiale în cursul acestui an cu ea. Ca și cum mașina asta nu ar avea suficiente camere pentru sistemele sale de asistență, din fabrică am mai montat o cameră. Shoot vlog! Noul GLC 300D 4MATIC. 300D înseamnă diesel 2 litri, mild hybrid, 269 de cai putere și 550 Nm cuplu motor maxim. Sau 4MATIC, cum vrei tu să-i spui. Acest exemplar este un 300D echipat aproape complet, ceea ce înseamnă că prețul său de listă este de aproximativ 80.000 de euro cu TVA. Este echipat inclusiv cu pachetul AMG de exterior, vă dați seama de asta de la designul spoilerului, și avem farurile Mercedes-Benz Digital Light, unele dintre cele mai avansate tehnologic faruri pe care poți să le cumperi acum pe mașini noi. Așa arată ele atunci când sunt aprinse pe faza scurtă. Mergem mai departe și vă arăt noul design al grilei pentru pachetul AMG. Avem foarte, foarte, foarte multe mici steluțe în grilă. Jante AMG de pachet AMG pe 19, cu dita mai inscripția AMG aici și un nou trend în lumea auto, striații pe jante. Așa arată locurile din spate. Scaunul șoferului este dat la maxim către înapoi, ca să vedeți ce înseamnă asta din punct de vedere spațiu. Avem plafon panoramic cu trap în partea din față, zona de control climatizare pe două zone. Aici, din păcate, nu am și eu un 12V. Mi-ar fi trebuit un 12V ca să nu duc acest cablu în portbagaj pentru cea mai spectaculoasă cameră video de bord pe care o poți cumpăra acum în România. Revin imediat pe subiect. Spațiu în spate. Iată și portbagajul. Deci noul GLC nu mai are priză de 12V nicăieri în interior. Doar aici o am. Și a trebuit să fac asta pentru a alimenta 70 mai Omni. Uite-o. Este foarte tare. Așa arată spațiu. Mai am aici un spațiu uriaș de depozitare în podea. Pur și simplu uriaș, pentru că nu avem roată de rezervă. De aici rabatăm spătarul banchetei. Hai să vă arăt bordul. Direct de pe noul clasa C. Senzaționalul bord Mercedes-Benz pentru modelele sale de clasă medie. Îl avem pe clasa S, originalul, montat prima oară cu această configurație, apoi preluat pe clasa C, acum pe GLC SUV și în curând pe GLC Coupé. Aici îl pornești și îl oprești. 300D înseamnă diesel 2 litri, mild hybrid, 269 de cai putere și 550 Nm cuplu motor maxim. Fiți atenți! Shoot left! Cameră rotativă de bord, 70 mai Omni. Are memorie internă. Există aplicație pentru a-ți descărca fișierele imediat.
are o rezoluție foarte bună pe timp de noapte. O să vă arăt acum niște fișiere pe care le-am filmat cu ea. Get ready to say hi to the camera. Shoot left. Shoot inside. Ce îmi place foarte mult este funcția vlog. Poți să ai niște amintiri foarte frumoase de la drum cu ea. Shoot vlog! Get ready to say hi to the camera. Ai doar 15 secunde în modul vlog, dar astea 15 secunde pot fi amintiri foarte frumoase de la drum. Există o soluție foarte elegantă pentru această situație. În descrierea acestui video și în comentarii găsiți un link cu o ofertă specială pentru achiziționarea lui Omni, prima cameră 360 fără punct mort, cu imagini foarte clare atât ziua cât și noaptea. Vei primi în pachet și acest hardwire kit care arată așa. Te va ajuta foarte mult să ții în permanență alimentat Omni de la mașină. Aici vei instala o cartelă SIM și va fi camera în permanență conectată la internet și, datorită detecției AI, are senzor de coliziune, detectează o coliziune când mașina este parcată și, de asemenea, are și detecție de persoane. Dacă vin dubioși noaptea pe lângă mașina ta să facă chestii, lucruri necurate, camera îi va atenționa întâi prin acest LED că îi filmează, apoi îi va filma și, fiind conectată la internet, îți va transmite video direct în aplicație. Apropo de AI, este momentul să vorbim despre sistemul de infotainment în versiunea sa de top, MBUX, pentru modelele de clasă medie Mercedes-Benz, aici în GLC SUV. Este cea mai nouă versiune de MBUX, avem comenzi vocale avansate, avem magazin de aplicații, în curând vom putea prin MBUX să facem diverse plăți. Pentru GLC, care rămâne cumva off-roader, avem meniu dedicat, avem și o cameră video, mă rog, un montaj video prin imaginile camerei din față și ale celor din lateral. Poți să vezi ce ai sub mașină, trebuie să mergi în față și apoi se va genera o imagine cu ce ai sub mașină. Așa arată meniul. Aici avem zona de control climatizare, avem ceva shortcut-uri aici, unde avem și modurile de condus. Desigur, și program pentru off-road, un off-road ușor, cum se vede aici. Există și meniu dedicat de climatizare. Se oprește singură pentru că așa este în lumea mașinilor eco, după 10-15 minute. Poți să setezi tu asta. Așa arată comenzile de reglaj pentru scaunele din față, care au și memorie pe acest exemplar, și aici e comanda pentru scaunele încălzite. Aici avem geamuri și oglinzi, zona de control lumini. Avem această inserție din lemn aici. În această zonă avem foarte mult negru lucios, i-am dat cu protecție ceramică să vedem dacă reușim să-l protejăm. Aici avem zona de încărcare wireless, USB-C, avem și noi un 12V, cum ați văzut. Aici avem zona de depozitare, suporturi pentru pahare, ăsta este fix, ăsta se deschide așa. Avem pe acest exemplar iluminarea ambientală extinsă. Ai foarte multe nuanțe. Și ți-a ceva prin meniuri până ajungi la ele.
64 de nuanțe. O să lăsăm pe Miami Rose, Rose, Miami Rose. Rose, Ricky Ross, asta e. Avem volanul sport cu cele 1, 2, 3, 4, 5, 6 brațe, padele pentru transmisie automată cu 9 rapoarte. De aici controlezi ștergătoarele, semnalizarea și flash-urile. Farul este aici, frâna de staționare este aici. Cruise control adaptiv. De aici putem să umblăm în instrumentarul de bord complet digital și de aici putem să umblăm în infotainment dacă nu vrem să luăm mâna de pe volan pentru a umbla prin touchscreen. Am până acum 2000 de kilometri parcurși și azi mi-a consumat 7,7, am stat pe loc vreo oră. Consumul mediu pe care l-am până acum 8, încă mă învăț cu mașina, este mild hybrid, după cum am zis. De aici putem să modificăm modul de vizualizare al instrumentarului de bord. Poți să-ți pui harta aici sau poți să-ți pui acest mod off-road care arată așa, super spectaculos. Eu însă îl aleg pe ăsta, așa îmi place să merg. Și mai avem ceva pe mașina asta, un head-up display pur și simplu fantastic. Cam așa arată head-up display-ul în modul off-road. Scaunele față, așa arată ele. Asta este tapiseria standard pe pachet AMG, parțial piele, parțial Alcantara. Ciao Omni. Asta e cotiera. Avem sistemul audio de top Burmester. Avem difuzoare și aici. Asta este GLC 2023 în versiune 300D, noua mea mașină de zi cu zi.